Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face aripioare de pui marinate la cuptor. O rețetă minunată pentru că se fac atât de ușor și, bineînțeles, sunt mai sănătoase pentru că nu le prăjim în ulei. Gustul lor este perfect. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 1 kg de aripioare de pui, 50 de ml de ulei, 50 de grame de pesmet, o lingură de făină de mălai, 3-4 căței de usturoi tăiați mărunt, un ou, 150 de grame de iaurt grecesc, 50 de ml de apă minerală, 200 de grame de fulgi de porumb sfărâmați, o lingură de miere, o linguriță de boia de ardei dulce, o linguriță de pastă de ardei, o linguriță de pudră de curry, o linguriță de cimbru, 3 linguri de făină, o linguriță de sare și una de piper. Într-un bol punem iaurtul, oul, mierea, pasta de ardei, usturoiul, apa minerală, uleiul, făina, cimbrul, pudra de curry, boiaua de ardei dulce, sare și piper. Punem aripioarele și le acoperim în sos. Dacă îți plac rețetele mele și dorești să mă susții în continuare, poți deveni membru al canalului sau poți apăsa butonul Thanks. Mulțumesc! Pe o farfurie plată punem fulgii de porumb, pesmetul și făina de mălai. Le amestecăm. Trecem aripioarele prin amestecul cu fulgii de porumb. Le punem pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. Le dăm la cuptor la 200 de grade Celsius pentru aproximativ o oră sau până când sunt rumene. Aripioarele de pui marinate la cuptor sunt gata. Priviți cât de bine arată! Ați văzut cât de ușor se fac. Vă promit că gustul lor nu este diferit de cele prăjite în ulei. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!